Accident deosebit de grav pe autostrada A3 pe sensul București-Ploiești, produs între un autoturism și o autoplatformă. Pasagerii au ajuns de urgență la spital, doi dintre ei, două femei în stare foarte gravă. Atenție, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Soselele din România continuă să facă victime, de data aceasta pradă viteze au căzut patru persoane, două femei de 27 respectiv 32 de ani, un bărbat în vârstă de 26 de ani, dar și un copil de numai 4 ani, una dintre victime a rămas încarcerată, însă salvatorii au reușit să o scoată dintre fiare înainte de a fi prea târziu. Femeia în vârstă de 27 de ani a fost transportată cu un elicopter smurd la un spital din București în comă, iar cea de-a doua femeie, tot în comă, a ajuns pe mâinile medicilor de la spitalul din ploiești. Din fericire, bărbatul și minorul au fost găsiți de echipajele de pe ambulanță conștienți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. La locul faptei au acționat o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două ambulanțe smurd, două ambulanțe ale serviciului de ambulanță județeană și un elicopter smurd.